Mamă, e scandal, fraților! Salut! Sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vom vorbi despre Reins Fitness Academy. Și nu vom vorbi numai despre Reins Fitness, vom vorbi și despre o perioadă de transformare corporală, cum să începeți o perioadă de transformare corporală sau o perioadă de recompoziție corporală sau o perioadă de slăbire, pornind de la perioada de transformare pe care a început-o Reins Fitness Academy în urmă cu câteva zile. Dacă nu știți cine este Reins Fitness, vă spun eu acum în câteva cuvinte. Este un celebru YouTuber de la noi din țară care se ocupă cu fitness-ul. Are un canal foarte mare de YouTube, are peste 65.000 de abonați. A ajutat foarte mulți oameni să slăbească, așa că dacă nu știți sau nu-l urmăriți, vă invit să aruncați un ochi pe pagina lui, pe canalul lui de YouTube, Reins Fitness Academy. Eu îl urmăresc de foarte mult timp pe Reins și vreau să vă spun că acum a început o serie nouă. Mi se pare că se numește De la gras și frumos la sexy și slab sau la slab și sexy, ceva de genul ăsta. În fine, vreau să fac o transformare corporală live, exact așa cum am făcut și eu. Dacă nu știți și n-ați văzut transformarea mea corporală, urșilor, vă invit să urmăriți seria Otto Slăbește pentru a vedea cea mai șmecheră transformare corporală din țară și din lume, pentru că nimeni n-a mai făcut așa ceva. Am reușit să slăbesc până acum 46 de kilograme, peste 46 de kilograme și vreau să ajung la 50 de kilograme slăbite. 50 de kilograme slăbite pe cântar, dar gândiți-vă că în același timp am pus și foarte multă masă musculară, deci practic o să fie peste 60 de kilograme slăbite pe cântar, dacă ar fi fost să nu pun deloc masă musculară. Am câte un clip în fiecare săptămână pus, în fiecare duminică, cu transformarea mea live, în care vedeți toate mesele din fiecare săptămână, din fiecare zi, cântarul oficial la sfârșitul fiecare săptămâni și veți învăța foarte multe lucruri despre o transformare corporală din această serie, așa că vă invit să o urmăriți. Bun, să revenim la clipul de astăzi. A început și el o transformare corporală, însă transformarea lui corporală este secționată pe zile, da? Încă de la început, ce am observat și cu ceea ce nu sunt eu de acord, este că el face foarte multă mișcare, da? Face câte 2-3 ore pe zi de mers. Bine, cu asta sunt de acord, este foarte bine să facă atât de mult mers, dar nu sunt de acord cu nutriția, pentru că mănâncă foarte puțin. Mănâncă decât o singură masă pe zi, ceea ce nu mi se pare ok, nu mi se pare optim, în primul rând pentru necesarul caloric, pentru că mănâncă foarte puține calorii și face foarte mult sport în același timp. Nu mi se pare optim pentru a pune masă musculară și nu numai pentru a pune masă musculară, practic își distruge toată masa musculară pe care o are. Nu sunt de acord pentru că nu consumă fructe și legume suficient de multe și proteină suficientă și riscă foarte tare să se îmbolnăvească. Mi se pare că vrea să facă o slăbire mult prea extremă și eu nu sunt de acord cu aceste slăbiri extreme. În primul rând pentru că am trecut prin aceste lucruri, am slăbit de atâtea ori în viața mea câte 20, 30, 40 de kilograme. Am slăbit odată și 50 de kilograme, acum este a doua oară când slăbesc 50 de kilograme și absolut de fiecare dată m-am îngrășat la loc, pentru că la fel am avut o abordare mult prea agresivă, iar când mi s-a dus motivarea și m-am văzut cu saci în căruță, după aceea m-am îngrășat la loc. Nu poți să stai la infinit pe un deficit atât de mare caloric, la un moment dat corpul îți va ceda, ori te vei îmbolnăvi, ori ți se va duce motivarea, îți vei duce rata metabolică în cap și vei pune foarte rapid toate kilogramele pe tine. Din ce am înțeles eu din clipurile lui, el vrea mai întâi să facă o perioadă de ardere de grăsime, să slăbească foarte mult, da, să slăbească cât mai multă grăsime și apoi să înceapă o perioadă de masă musculară. E bine, vreau să vă spun, urșilor, că puteți să faceți acest lucru în același timp. Ambele lucrurile puteți face în același timp. Nu trebuie să le faceți pe rând, dar dacă el asta dorește, asta face, nu este problema mea. Eu vă voi spune cum aș proceda eu și cum am procedat eu în această perioadă de slăbire pe care am monitorizat-o, pe care am documentat-o și am pus-o pe YouTube. Adică, concret, câte calorii trebuie să mâncați, cât sport trebuie să faceți, cum să vă gestionați deficitul caloric și ce deficit caloric să aveți. Hai să luăm cu începutul. El a început să facă foarte mult sport, da, și a început să facă câte 2-3 ore de mers în fiecare zi, adică undeva între 15 și 20.000 de pași. Asta înseamnă că arde undeva la 1000 de calorii pe zi numai din sport. Poate chiar puțin peste, da, 1000 și ceva de calorii. Cu tot cu rata metabolică, am văzut că el se duce undeva în 4000 de calorii arse, 3500-4000 de calorii arse de corpul lui, de rata lui metabolică plus activitatea fizică pe care o desfășoară în fiecare zi. Bine, asta poate să difere în funcție de fiecare în parte. Unii poate să aibă o rată metabolică mai scăzută, alții o rată metabolică mai crescută. Și când am văzut cât mănâncă, pentru că are decât o singură masă pe zi și mănâncă undeva la 1000 de calorii pe zi, mi s-a părut extraordinar de puțin. Cum să fii într-un deficit caloric de 3000 de calorii pe zi? Mi se pare absurd de mult. Mi se pare foarte, foarte mult. Probabil că vrea să slăbească undeva la 3 kg în prima săptămână, pentru că dacă o să se mențină într-un deficit caloric de 3000 de calorii, va slăbi într-o săptămână
3 kg. Urșilor, sfatul meu pentru voi este să fiți într-un deficit caloric de 10-20% din numărul de calorii pe care îl arde corpul vostru, maxim. Și bineînțeles, dacă sunteți începători, dacă sunteți la început, veți face probabil mai puțin sport, da? Haideți să vă dau un caz concret. Să spunem că rata metabolică este de 2000 de calorii în fiecare zi. Dacă mănânci 2000 de calorii și stai numai în repaus, da, nu faci sport absolut deloc, ești un tip sedentar, tu te menții acolo, nici nu te îngrași, nici nu slăbești. Dar bineînțeles, cu cât ești mai mare, cu atât ai o rată metabolică mai crescută. Adică un tip de 150 de kg poate să mănânce undeva la 3000-4000 de calorii și să se mențină acolo la 150 de kg, da? Nici să nu slăbească, nici să nu se îngrașe. Dacă ai 70 de kg, e normal că nu poți să mănânci 3-4000 de calorii. Nu ai rată metabolică atât de ridicată. Și pe măsură ce slăbești, da, rata metabolică începe să se micșoreze. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fii gras ca să ai o rată metabolică mare. Nu. Poți să-ți mărești rata asta metabolică sau caloriile pe care le arzi zilnic, implicit numărul de calorii pe care poți să le consumi zilnic, le poți mări prin sport, în activitate fizică. Cu cât ești mai slab și cu cât ești mai în formă, mai fit, cu atât poți să arzi mai multe calorii într-o oră sau într-o sesiune de cardio, da? Un om gras nu poate să meargă la fel de mult într-o oră, să facă la fel de mulți pași. Sau nu poate să meargă la fel de repede ca un om care este fit, care are mai puține kilograme. Și automat, un om care este mai în formă, în timp de o oră, poate să ardă mult mai multe calorii decât un om gras. Și lucrul acesta îi va permite și lui să mănânce mai mult, da? Și pe măsură ce începi să faci sport, de la cele 2000 de calorii pe care le ai tu, rata ta metabolică, stând în repaus, pe măsură ce vei face sport, să zicem că vei începe cu o oră de sport, da? Și într-o oră de sport arzi de la 300 până la 500 de calorii. Să zicem că arzi 500, da? Ca să fie mai ușor. Deci tu, în loc de 2000 de calorii, poți să mănânci acum 2500 și să te menții. Bineînțeles, dacă faci 2 ore de sport și ajungi la 1000 de calorii arse, vei putea mânca 3000 de calorii să te menții. Dar o luăm cu început, o luăm ușor, treptat, da? Gradual, nu poți acum să te apuci de sport și să faci direct să fii atlet profesionist, să faci 2-3 ore. Așadar, o abordare pentru început, ca să începi o perioadă de slăbire sau de recompoziție corporală sau de transformare corporală, este bineînțeles să adaugi sport, să nu fii sedentar în continuare și să mănânci la fel, da? Același număr de calorii, să nu scazi numărul de calorii drastic. Poți să nu-l scazi absolut deloc. Tu poți să mănânci în continuare 2000 de calorii, atâta timp cât vei face sport și vei mai arde încă 500 de calorii în plus. Acum tu, corpul tău va arde 2000 de calorii rata metabolică plus cele 500 de calorii pe care le-ai adăugat de la sport. Deci vei arde 2500 de calorii. Și dacă vei mânca ca înainte, 2000 de calorii, vei fi într-un deficit caloric de 500 de calorii în fiecare zi. Ceea ce îți va permite să slăbești 500 de grame, da, jumătate de kilogram pe săptămână. După ce vor trece 10 săptămâni, să zicem, sau 20 de săptămâni, da, să zicem 10 săptămâni. După ce vor trece 10 săptămâni și vei scădea 5 kg, vei pierde 5 kg, automat rata ta metabolică nu va mai fi la 2000 de calorii. Aduceți-vă aminte ce v-am spus mai devreme. Cu cât ești mai slab, cu atât rata metabolică este mai mică, cu atât trebuie să mănânci mai puține calorii. Un om de 70 de kg nu poate să mănânce la fel de multe calorii ca un om de 150 de kg, asta e clar. Deci după 10 săptămâni, după ce ai slăbit 5 kg, rata ta metabolică de la 2000 de calorii o să fie undeva la 1800-1900 de calorii, să zicem. Da, aproximez pentru că nu poți să știi exact. Bun. Dacă vei face la fel de mult sport, da, și vei arde 500 de calorii, și le vei pune peste cele 1900 de calorii care este acum noua ta rată metabolică, corpul tău va arde acum 2400 de calorii. Nu va mai arde 2500. Așadar, dacă vrei să continui să menții un ritm de jumătate de kilogram pe săptămână, trebuie să mai scazi numărul de calorii pe care îl consumi cu 100 de calorii în fiecare zi. Dacă nu și vei mânca la fel tot 2000 de calorii, nu vei mai slăbi 500 de grame pe săptămână, vei slăbi 400 de grame pe săptămână. Așadar, sfatul meu pentru începători care vor să înceapă o transformare corporală, care vor să slăbească, este să nu creeze dezechilibre foarte mari în organism. Adică, ce înseamnă asta? Să te apuci să faci 3 ore de sport și să arzi câte 1000, 1200, 1500 de calorii pe zi și de la numărul ăla de 2000 de calorii care le ai tu de menținere, care e rata ta metabolică, să scazi mâncarea la 1000 de calorii, da? Adică tu scazi mâncarea și crești nivelul de activitate fizică. Și astfel se creează un dezechilibru, se creează un gol foarte mare, se creează un deficit caloric care este foarte, foarte mare și nu este sănătos și nu este sustenabil pentru o perioadă îndelungată de timp. Adică tu de la 2000 de calorii reduci mâncarea la jumătate, să zicem, mănânci 1000 de calorii și începi să faci 2-3 ore de sport și arzi 1000 de calorii. Deci rata metabolică de 2000 de calorii plus sportul 1000 de calorii, practic tu acum arzi 3000 și ceva de calorii în fiecare zi. Arzi 3000 și ceva de calorii, gândește-te, și tu în loc să rămâi cu cele 2000 de calorii mâncate sau chiar să mănânci un pic mai mult ca dezechilibrul ăsta să nu fie foarte mare, tu ce faci?
tu faci dezechilibrul ăsta și mai mare, adâncești golul ăsta de calorii și te duci în jos cu caloriile, ceea ce te va duce ori să te îmbolnăvești, adică vei fi mult mai sensibil, sistemul imunitar va fi foarte slăbit, dacă te trage un pic curentul, dacă stai un pic în frig, este foarte posibil să răcești, da? Este posibil să nu mai poți să dormi noaptea, să ai probleme cu somnul. Credeți-mă, se întâmplă foarte des și eu am trecut prin lucrurile astea. Tot ce vă spun acum este din experiența mea personală și credeți-mă, am o experiență personală foarte, foarte vastă în ceea ce privește slăbirea. Te vei gândi tot timpul la mâncare. Este posibil să te doară capul. Este posibil să nu mai ai chef de activitate fizică, da? Este posibil să te accidentezi. În momentul în care faci sport, este posibil să te accidentezi. Este posibil să leșini pe acolo, pe la sport. Îți vei deregla sistemul hormonal, dacă ești femeie sau fată. Îți vei deregla ciclul menstrual, deci nu este ok, credeți-mă. Și tocmai de asta vă spun, la început poate nu poți să faci sport să arzi 1000-1500 de calorii, dar e suficient să începi cu o oră, da, și să arzi 300-400-500 de calorii. Și este suficient să mănânci la fel cum mâncai înainte, să mănânci același număr de calorii pentru a te menține, da? Și vei crea un deficit foarte mic de 300-400-500 de calorii care îți va permite să slăbești. Și un deficit atât de mic, în primul rând, nu-l vei simți, da? Îl vei putea susține pe o perioadă foarte lungă de timp, să slăbești ușor, vei da timp organismului și pieri, bineînțeles, să se retragă frumos, mai ales dacă ai de slăbit 40-50 de kilograme, cum am slăbit eu. Vrei să ai o piele să se tragă frumos, să nu te atârne pieile? Atunci nu grăbi slăbirea, da? Nu faci o slăbire din asta extremă. Vrei să ai șanse ca apoi, după ce termin cu perioada de slăbire, să te menții și să-ți menții greutatea, fără să faci yo-yo dieting și să începi iară să mănânci prea mult și să pui toate kilogramele la loc? Peste 90% din oameni care slăbesc foarte repede pun toate kilogramele la loc. Așadar, dacă ai slăbit mai mult de un kilogram pe săptămână, să știi că ești într-o zonă destul de periculoasă și ar trebui să mănânci un pic mai mult și să continui cu aceeași activitate fizică pe care o desfășori. Sau mai reduci puțin din activitatea fizică pe care o desfășori și mănânci la fel, da? De aici reglezi oricum, din mișcare și din mâncare. Dacă nu te cântărești și nu îți monitorizezi slăbirea și nu știi dacă ai slăbit sau nu, probabil că după câteva săptămâni vei începe să nu mai poți să dormi noaptea, să te foiești în pat, să ți se facă pofte de mâncare noaptea, să începi să te ridici din pat la ora 3 dimineața și să te duci la frigider să mănânci. Probabil că te vei simți obosit toată ziua, probabil că te va durea capul, vei avea stări de amețeală. Dacă întâmpini unul din aceste simptome, este probabil că ai slăbit prea mult și sfatul meu oricum este să-ți monitorizezi slăbirea și să te cântărești în fiecare zi. Și bineînțeles să nu slăbești mai mult de 1 kg pe săptămână. Bine, acum depinde foarte mult de greutatea fiecăruia, dar mai mult de 1% din greutatea ta nu ar trebui să slăbești pe săptămână. Dacă ați văzut perioada mea de slăbit, ați văzut că eu mănânc de 4 ori în fiecare zi pentru a sintetiza cât mai bine proteina în organism și pentru a pune și masă musculară în același timp și mănânc în jur de 2500-3000 de calorii în fiecare zi și fac vreo 3 ore de mișcare în fiecare zi, deci ard undeva la între 1000 și 1500 de calorii doar la sport, plus rata mea metabolică și astfel sunt într-un deficit caloric între 500 de calorii pe zi și 1000 de calorii și slăbesc undeva între jumătate de kilogram și 1 kilogram pe săptămână. Și astfel pot să pun și masă musculară și după cum vedeți am pus foarte multă masă musculară în această perioadă și am și slăbit în același timp. Și încă o chestie foarte importantă, chiar dacă mănânci suficientă proteină și chiar dacă ai 4 mese pe zi, să zicem că tu trebuie să mănânci vreo 2000-2500 de calorii ca să te menții, da? Și tu mănânci, să zicem, 1000 de calorii și mănânci numai proteină. Deci tu mănânci decât 1000 de calorii, adică mănânci foarte, foarte puțin, exact cum v-am spus să nu mâncați. Dar din astea 1000 de calorii, toate sunt proteină. Adică mănânci undeva la 250 grame de proteină, da? Pentru că un gram de proteină are 4 calorii. Așadar, 250 grame de proteină înseamnă 1000 de calorii. La astea 2000-2500 de calorii rata metabolică, tu mai arzi încă 1000, cum am spus mai devreme, da? Și te duci în 3000-3500 de calorii pe care le arzi în fiecare zi din rata ta metabolică plus activitatea fizică pe care o desfășori. Și tu mâncând doar 1000 de calorii, chiar dacă vei face o oră de antrenament pe zi cu greutăți ca să-ți mărești masa musculară, să oferi un stimul mușchiului, chiar dacă mănânci foarte multă proteină, pentru că 250 de grame pe zi este foarte multă proteină, chiar dacă îți optimizezi mesele și mănânci câte 3, 4, 5 mese în fiecare zi pe parcursul întregii zile, pentru că asta trebuie să faci ca să-ți crească masa musculară optim, și chiar dacă vei reuși să dormi câte 8 ore, 9 ore pe noapte, adică să te refaci, pentru că în timpul somnului se face masa musculară, eu îți garantez că tu nu vei putea crește masa musculară optim. De ce? Pentru că și numărul de calorii joacă un rol foarte important pentru a construi masă musculară. Chiar dacă toți parametrii ceilalți sunt puși la punct, în momentul în care vei adânci golul ăsta de deficit caloric atât de mult, nu vei putea pune atât de multă masă musculară precum dacă ai fi într-un deficit caloric mai mic. Caloriile sunt energie și dacă nu ai suficientă energie,
chiar dacă mănânci suficiente proteine pe zi, chiar dacă dormi suficient de mult, ne consumând suficientă energie, da, suficiente calorii, nu vei putea să te antrenezi atât de tare precum ar trebui, nu vei putea să dormi atât de bine cum ar trebui să te odihnești. Eu am zis că te antrenezi, că dormi 8 ore pe noapte, dar crede-mă, dacă nivelul tău de energie pe care îl consumi este atât de mic față de cât ar trebui să consumi, ca totuși să ai o fereastră de deficit caloric mică și să poți să slăbești și să pui masă musculară în același timp, faptul că deficitul este atât de mare îți va afecta toți ceilalți parametri, da? Îți va afecta și antrenamentul, îți va afecta și somnul, deci practic îți va afecta sintetizarea de masă musculară, punerea efectivă de mușchi pe tine, da? Cam acesta a fost clipul de astăzi, cred că ați învățat foarte multe lucruri din acest clip. Dacă vă așteptați să fac vreo dramă și să mă iau la înjurături și la schimb de replici cu Reins Fitness Academy, v-ați înșelat amarnic, pentru că eu sunt un băiat educat și nu văd rostul jignirilor. Vă repet încă o dată, dacă nu știți cine este, duceți-vă și aruncați un ochi pe canalul lui. Uitați-vă și la transformarea mea corporală, singura transformare live, singura transformare documentată din lume, pentru că mai am 4 kg și ajung la 50 de kg slăbite. Și credeți-mă, veți avea foarte multe lucruri de învățat din acele clipuri. Și vă veți putea inspira, să vedeți cum mănânc eu, să vedeți ce mănânc eu și veți putea să faceți și voi o transformare corporală poate chiar mai șmecheră decât a mea. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO. Iar dacă vreți să mă angajați să vă fac un plan de nutriție sau un plan de antrenament personalizat, exact după nevoile voastre pentru slăbire, pentru menținere sau pentru creștere în greutate, tot la fel scrieți-mi acolo pe Miere TVO, pe Instagram sau pe Facebook și ținem legătura. Iar dacă vreți să fiți puternici și sănătoși ca niște urși, exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă de produse apicole de pe site-ul meu www.mieretvo.ro. Avem cele mai bune produse la cele mai mici prețuri, sunt zeci de reduceri acolo pe site și aveți suplimentar încă 10% la orice comandă. Produsele sunt premium, am câștigat o grămadă de diplome la târgurile naționale și internaționale apicole la care am participat și calitatea este garantată pentru că sunt făcute de părinții mei. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! Visul american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem din school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, mi-o să te înjuri? Când te văd cu pantalone rupți în cur, când termin cu tine, vine clar smurdul. Ca într-un film prost de la Hollywood. Trăiesc visul american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem din school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, mi-o să te înjuri? Când te văd cu pantalone rupți în cur, când termin cu tine, vine clar smurdul. Ca într-un film prost de la Hollywood.